Contractele furnizorilor de servicii medicale încheiate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj au expirat la sfârșitul anului trecut. Până luna aprilie acestui an se lucrează în baza actelor adiționale care deja au fost încheiate cu furnizorii. Pentru primul trimestru al acestui an, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate a primit și bugetul. Cei mai mulți bani vor merge către spitale, urmate apoi de farmacii. Am primit bugetul de la Casa Națională pentru trimestrul 1, pentru care am făcut și acte adiționale. Eu zic că este acoperitor. Sperăm să ne încadrăm în el, adică este obligatoriu să ne respectăm. Suma este de, dacă vreți, în lei vechi, 463 de miliarde de lei vechi, aproape de realizatul anului 2010. La medicamente, suma este acoperitoare, 121 de miliarde de lei vechi. În prezent nu se știe câți bani va primi fiecare spital, însă suma de 147 de miliarde de lei vechi va fi împărțită în funcție de mărimea și realizările fiecărei unități spitalicești. Cum veți împărți banii la spital? Sunt anumite criterii stabilite prin norme, evident că le respectăm, nu sunt probleme în împărțire. Pe istoricul anilor ultimilor 5 ani, în principal pe realizările din 2010, pe numărul de paturi, pe secțiile pe care le au, pe personalul medical și numărul de medici și de asistenți medicali pe care au. Pentru farmacie au fost alocate 121 de miliarde de lei vechi. Deși bugetul este mai mare decât cel de anul trecut, farmaciștii susțin că este insuficientă. A venit buget pentru trimestru 1 al acestui an. Păi, dar tu crezi că nu ni-l comunică cineva? Pentru medicamente au fost alocați 121 de miliarde de lei vechi. Sunt suficienți banii ăștia? De ce nu sunt bine echilibriți? Nu știu. Dar nu știați care este suma primită? Nu ne-a comunicat, că de obicei făceau ședințe. În perioada următoare se va stabili exact câți bani va primi fiecare unitate spitalicioască din Gorj.